Salute, dragi prieteni, ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea multă lumină, să fiți toți binecuvântați în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dumneavoastră care urmăriți acum această misiune și aveți nevoie de ajutor, sunteți foarte încărcați, necăjiți, deprimați și aveți nevoie să vă descărcați. Chiar acum dumneavoastră puteți să sunați numărul nostru. Deja este la dispoziția dumneavoastră, centrala noastră telefonică, dumneavoastră puteți suna 021-255-7300 sau 0721-805-569. Includeți numele în cartea noastră și vorbiți de asemenea cu operatorii noștri, ca atunci dumneavoastră să primiți ajutor, ajutorul lui Dumnezeu. Eu știu, în această perioadă sunt multe persoane supraîncărcate, persoane măhânite, persoane chinuite din cauza problemelor și aveți nevoie de ajutor, atunci suntem aici, suntem la dispoziția dumneavoastră. De asemenea, dumneavoastră, să pregătiți, vă rog, un pahar cu apă, pentru că la un moment dat mă voi ruga și voi sfinți această apă prin credință în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să începem această misiune urmărind această invitație pentru această duminică, pentru că duminica aceasta, cum știți, noi vom distribui încă o dată această apă, apă din scăldătoare Siloamului, unde s-a întâmplat o mare minune în viață unui om care avea o problemă din naștere, dar prin putere credință, acel om a văzut puterea lui Dumnezeu în viața lui. Haideți să vedem această invitație și cazuri veridice care dovedesc ceea ce vorbim aici și în câteva minute ne întoarcem. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, mă numesc Doina Petrescu. Doamna Doina, venind la Sfânta Liturghie duminică, ce rezultate ați obținut? Păi, cum să vă spun, foarte multe. Mi-ar trebui să vorbesc săptămâni, luni. De când am venit la biserică, aici la catedrală, și am intrat în credința Domnului Iisus Hristos, în primul rând am fost eu transformată. Dumnezeu m-a schimbat, m-a dus pe calea cea bună. Acum iubesc viața, iubesc oamenii, mă rog pentru ei. Dacă văd pe cineva că greșește, zic, Doamne, iartă-l că nu știe ce face și adu-l pe calea ta, așa cum pe mine m-ai luat din groapa morții și m-ai adus și mi-ai dat o viață cu tine. Atunci dumneavoastră venind duminică, auzind, vorbindu-se de cuvântul Dumnezeu, mintea dumneavoastră, gândurile vi s-au schimbat, acum gândiți total diferit. Da, gândesc diferit. Nu, eu nu mai fac grijuri de ziua de mâine sau, mă rog, nu, eu știu că Dumnezeu are grijă de mine și nu duc lipsă de nimic. Salut, cum te numești? Alexandre. Alexandre, ce semne ai primit de când vii duminică la Sfânta Liturghie? În primul rând, ce am primit de fiecare dată când am venit la biserică a fost pacea interioară. Adică când veneam de până acum, când am început să vin la biserică, mai ales aici în România, am început să îmi deschid mintea și să fiu mai, cum pot să zic, puternic în credință și să-mi schimb și comportamentul și caracterul. Personalitatea mea așa în toate s-a schimbat și cred că asta a fost marea binecuvântare care am primit de la Dumnezeu. Cum erau gândurile tale, cum era interiorul tău înainte de a veni aici? Păi înainte mă gândeam foarte, să zicem, foarte ciudat, făceam tot ce era greșit, adică îți dai seama dacă stau, mă gândesc sau fac tot ce este greșit, adică mă gândesc, să zicem, la toate lucrurile, adică noi suntem tineri și ne gândim, uite, hai să mergem la petrecere, hai să mergem să bem ceva, hai să facem lucruri foarte rele, atunci mă gândeam foarte, să zicem, foarte departe de la ce gândul este de la Dumnezeu, să zicem așa. Merită să-ți petrești timpul în prezența lui Dumnezeu? Pot să zic că merită și merită foarte mult, pentru că pot să zic că noi nu suntem nimic fără El. Noi nu suntem nimic, așa cum astăzi eu am putut să-mi dau seama că
chiar nu avem nicio valoare dacă nu suntem alături de Dumnezeu, dacă nu suntem în prezența Lui. Nu avem nicio valoare. Ca să avem vreo valoare, atunci trebuie să stăm și cu El, pentru că eu nu sunt nimic fără El. Bună ziua, cum vă numiți? Bianca. Bianca, cum ți s-a părut această sfântă liturghie realizată azi la locașul Duhului Sfânt? Foarte frumoasă, plină de fericire, de pace, liniște, iluminată, mă simt încărcată de energie pozitivă. Care a fost momentul din slujbă care ți-a chemat cel mai mult atenția? Rugăciunea familiei și, de fapt, îmi place toată slujba. Care este opinia ta pentru aceste persoane care te ascultă acum? Să vină, să participe, că va merita. sau 0721-805-569. Dragii mei, sunați în continuare, suntem aici gata să vă ajutăm. Nu contează necazul, problemă, suferință, neputință, mai mare decât această problemă, este puterea lui Dumnezeu. Poate dumneavoastră, până în ziua de azi, ați suferit cu o problemă foarte gravă în familie, pe plan economic, pe plan sentimental. Dumneavoastră suferiți cu această problemă și dumneavoastră resursele dumneavoastră, puterele dumneavoastră deja s-au epuizat. Dumneavoastră nu mai aveți putere, dumneavoastră deja ați făcut tot ce era posibil după puterea dumneavoastră ca să depășiți această problemă. Dragii mei, există o soluție. Există, pentru că noi ne vom ruga în această duminică, chiar în favoare dumneavoastră. Și chiar dumneavoastră care ziceți, părinte, am ajuns la pragul suferinței. Dumneavoastră care ziceți, părinte, am ajuns la pragul durerii, eu vreau o schimbare. Sunt la limită probleme. Doar Dumnezeu mă poate scăpa. Dragii mei, duminica aceasta eu vă invit. Vom face o duminică decizie, pentru cei care vor o decizie, pentru cei care vor să pună, putem spune așa, un sfârșit la acea problemă anume. Dumneavoastră aveți o problemă și vreți să puneți un sfârșit la această problemă, atunci noi vom determina. Eu vreau să vă invit să veniți în această duminică cu această credință de a pune un sfârșit la această problemă. Dumneavoastră ziceți, părintele Lucian, doar Dumnezeu mă poate ajuta, doar Dumnezeu îmi poate scăpa de această problemă. Atunci, dragii mei, nu rătați această duminică. Cu această oportunitate veți primi această apă de la scăldătoare Siloamului. Acel om care avea problemă din naștere, acel om suferea din naștere, a suferit cu acea problemă, dar auzindo vocea Domnului Iisus, crezând în cuvântul lui Dumnezeu, acel om a pornit de unde era, la scăldătoare Siloamului, acolo s-a întâmplat ceva supranatural. El s-a întors cu acea problemă, dar, scuzați-mă, el s-a dus cu acea problemă, dar el s-a întors cu rezolvarea problemei. Asta se va întâmpla. Dumneavoastră, dacă credeți, veniți cu această problemă. Și dacă credeți, bazat pe această promisiune cuvântului Dumnezeu, vă întoarceți cu rezolvarea problemei. Pentru că noi ne vom ruga și vom determina prin credință numele Domnului Iisus Hristos. Nu uitați, aduceți o sticlă cu apă, pentru că vom pune această apă, puțină apă, din scăldătoare Siloamului și dumneavoastră luați înapoi, ca atunci să se întâmple această minune în viață tuturor celor care cred în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți să vedem mai multe cazuri care dovedesc tot ceea ce vorbim aici, deja mă întorc. Cum vă numiți, doamnă? Monica. Ce s-a întâmplat? Eu vreau să spun despre acest propozit despre familie care s-a făcut în această săptămână. Da. Și chiar dă rezultat. Sora mea, nepotul meu, deci familia ei, au fost infectați cu COVID.
Toți s-au fost infectați. 5, 3 persoane au fost infectate cu COVID. Am înțeles. Dar Dumnezeu a protejat și depășesc cu bine această fază. Nu se întâmplă nimic, nu au fost nici la spital, nici intubați, nici nimic. Și mai este încă una, nepotul meu de 4 ani era cu mama lui în stația de mașină și dintr-o dată pur și simplu a fugit în fața mașinii. Uh-huh. A zis, nu știu cum s-a întâmplat, de mașina s-a oprit chiar în fața lui. În duhul de moarte. Exact, da. Dar a zis, Dumnezeu l-a niciodată scăpat. Niciodată copilul meu n-a făcut așa ceva, el nu face să fugă de numele lor sunt acolo în vas exact, cu mir. Exact, da. Și chiar în momentul în care nora mea povestea ce s-a întâmplat, mintea mea a fost imediat la acest lucru. Numele lor sunt în vasul cu mir și Dumnezeu a protejat și nimic nu s-a întâmplat. Cu siguranță. Putea să se întâmple, putea să fie o mare tragedie. Gândiți-vă câte persoane au murit de COVID. Sunt 3 persoane și cu nepotul 4 persoane morți într-o familie, într-o singură săptămână. Așa este. Putea să se întâmple o mare tragedie. Adevăr. Dumnezeu a ocrotit. Foarte mult a ocrotit. Putea au să fie o mare tragedie, o mare nenorocire putea să fie, dacă nu era mâna lui Dumnezeu. Așa să fie. Aplaudați pe Iisus Hristos. Salut, cum te numești? Mă numesc Bogdan. Bogdan, cum viața ta s-a schimbat de când frecventezi slujba de duminică dimineață, Sfânta Liturghie? Viața mea s-a schimbat interior mai întâi. Am început să devin mai curajos, mai deschis. Înainte eram destul de timid, retras. Eram, să zic, doar așa, în lumea mea. Acum am început să mă deschid mai mult. Am avut realizări în plan economic, am devenit zeciuitor și, economic vorbind, viața mea s-a schimbat, s-a ridicat. Atunci, perseverența la aceste slujbe de duminică s-a dovedit a fi meritate. Merită să vin continuare? Da, se merită. Merit. Și un mesaj pentru această persoană care te urmărește în acest moment? Dacă vreți ca viața dumneavoastră să se schimbe, să perseverați, atunci veniți la Dumnezeu, la prezența Lui. Și dacă veți asculta de El, atunci vă garantez că viața voastră se va schimba. Dumneavoastră credeți în Sfântă Scriptură? În cuvântul lui Dumnezeu, vreau să citesc aici un cuvânt cu dumneavoastră, chiar vom pune aici la ecran, ca dumneavoastră să citiți împreună cu mine. Psalm, capitolul 119 și versetul 126. Biblia spune, psalmistul a zis, este timpul să lucreze, Doamne. Vedeți ce curaj, ce credință acest psalmist a avut să vorbească cu Dumnezeu. I este timpul să lucreze, Doamne, el a zis, pentru că ei au făcut legea ta fără efect. Și așa sunt multe persoane care au ajuns la pragul suferinței, dumneavoastră care ne urmăriți acum și ați ajuns la pragul suferinței, sunteți la limită, la capătul puterii dumneavoastră și ziceți, Doamne, este timpul să lucrezi, pentru că nu mai suportă această problemă, nu mai suportă această suferință. Dumneavoastră vă încadrați în această situație, dumneavoastră vă încadrați în această problemă, atunci dumneavoastră, duminică aceasta, veniți cu această credință. E timpul Dumnezeu să lucreze. El va lucra, dragii mei. Dumnezeu nu dă greș, cuvântul Lui nu dă greș. Și dacă dumneavoastră credeți, noi vom striga la Dumnezeu duminica aceasta, cu această credință, în favoare dumneavoastră care ați ajuns la pragul suferinței. Dumneavoastră nu mai acceptați această problemă și vreți să puneți un sfârșit la această problemă. Nu uitați să aduceți o sticlă cu apă. Ceva simplu, dar noi vă vom da puțină apă din scăldătoare Siloamului. Nu va fi apă ceea care vă va binecuvânta să înțelegeți. Va fi credința dumneavoastră. Dar această apă va fi un punct de contact al credinței. Un punct de contact al credinței dumneavoastră. Și când o veți folosi cu credință, Dumnezeu îi va, putem spune așa, potoli setea dumneavoastră de pace, de liniște. El va potoli setea dumneavoastră de o familie unită, de un trup sănătos, în toate sensurile Dumnezeu va potoli setea dumneavoastră, această sete, pentru că vă este sete de o viață nouă. Atunci nu contează cine sunteți, duminica aceasta, poate veniți de departe,
poate veniți de departe, poate veți lua autocar, un tren, este un cuplu care în fiecare duminică vin la noi 160 de kilometri, dus și întors. Este un cuplu care în fiecare duminică este aici. Dumneavoastră, de asemenea, puteți veni. A fost o doamnă care a venit aici la noi 60 de kilometri, alta a venit cu 100 de kilometri, alta a venit cu 300 de kilometri și așa chiar mai departe. Deja au fost persoane care au venit aici la noi 500 de kilometri. Este o doamnă care vine acolo din Suceava, aici la noi, foarte departe, dar dansa vine, pentru că dansa crede. Și cine crede, cuvântul lui Dumnezeu nu va da greș. Poate sunteți mai aproape sau mai departe, sunteți aici în București de asemenea, la sector 2, 3, 4, la sector 5, la sector... Nu contează, dragii mei, credinți, se ceva supranatural. Eu nu vă invit ca dumneavoastră să veniți aici, să schimbați, exemplu, religia dumneavoastră, nu. Eu vă invit dumneavoastră să veniți aici ca dumneavoastră să vedeți manifestarea puterii lui Dumnezeu dacă credeți. Și dacă credeți, Dumnezeu se va manifesta pentru că Dumnezeu lucrează peste tot. Și dacă credeți, El vă va binecuvânta. Haideți să ne pregătim pentru momentul rugăciunii. Pregătiți acum paharul cu apă. În câteva minute ne vom ruga în favoarea dumneavoastră. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, mă numesc Ștefan Izabel. Doamna Izabel, care este opinia dumneavoastră în legătură cu slujba de duminică, Sfânta Liturghie? A fost o slujbă, după părerea mea, extraordinară. Predica Părintele Lucian mi s-a părut la obiect și în actualitatea necesară oricărui creștin astăzi, care trebuie să priorizeze Duhul Sfânt, care este totul necesar în aceste zile din urmă, bine zis, ca să avem totul asigurat, spun eu. Și cred că s-a referit slujba exact la ce ne trebuie tuturor creștinilor în momentele actuale. Mi-a plăcut foarte mult. Având în vedere că sunt foarte multe cuvinte negative în ziua de astăzi, cuvântul pe care l-ați primit astăzi v-a dat forță, v-a dat putere? Da, pot să spun că mi-a dat mai multă forță. Priorizam Duhul Sfânt și priorizez, dar aceste slujbe ne face să fim mai puternici pentru ce ne așteaptă afară. Merită să participați la slujbă în continuare? Bineînțeles, asta ne asigură o continuitate și o asigurare că nu suntem pierduți în lumea asta. Bună ziua! Bună! Cum te numești? Andreea. Andreea, care este opinia ta despre această slujbă de duminică de dimineață la liturghie? Cu care simptome ai ajuns și cum te simți acum după această slujbă? În primul rând, când a venit la slujbă, a venit, să zic, oarecum cu o încărcătură sufletească. Și pe parcursul slujbei, participând la rugăciune, m-am simțit din ce în ce mai bine, iar când a venit momentul să mă rog aproape de altar, m-am simțit o pace, o bucurie în interiorul meu și am avut o siguranță că totul va fi bine. Deci starea ta sufletească acum în acest moment, cum este după această slujbă? Este bine, sunt bine, în siguranță că totul o să fie bine. Starea ta acum emoțională e ok? Da. Atunci a meritat să vii astăzi aici la Catedrala Credinței? Cu toată siguranța, da. Ești mulțumit? Cum? Da, sigur. Recomanzi și la alte persoane care ne urmăresc acum în această clipă să vină, să participe duminică aici la liturghie la Catedrala Credinței? Da, cu tot din adinsul spun tuturor celor care urmăresc să vină, pentru că aici vor găsi de ceea ce ei au nevoie sau pe cine consideră că ar trebui să aibă în viața lor. O să fie totul bine. Mulțumesc frumos pentru opinia ta, ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Așa să fie, mersi mult. Salut, cum te numești? Bună ziua, Mihai Vasile Fernando. Ce semne ai primit de când vii aici la locașul Duhului Sfânt? Păi, de când am pășit în locul acesta sfânt în care există Dumnezeu și am văzut semne foarte, foarte bune, adică o pace în casă, în familie, nu mai vorbim
rău unul cu celălalt, binecuvântați de Dumnezeu atât cât consideră El că merităm. Și este atunci când e vorba de Dumnezeu, părerea mea e, te schimb, vrei, nu vrei, te schimb, adică vezi niște lucruri adevărate care Dumnezeu le face. Și eu unul am rămas surprins de când am venit, am aproape 10 zile, să nu mint, 8-10 zile de când vin și este o schimbare în bine, adică mă simt ușurat, nu mai vorbesc urât, nu mai fac niște chestii care le făceam, care nu erau pe placul lui Dumnezeu. Și acum că ai realizat acest lucru, merită să vin continuare? Cu siguranță, normal. Este acum, da, sunt la început și am descoperit unele lucruri foarte frumoase despre Dumnezeu și vreau să descoper mai mult și cu ajutorul lui Dumnezeu sper să ajung, nu în fiecare zi, dar de câte ori este nevoie, sper să fiu prezent în casa Domnului. Duminică, ziua deschiderii ochilor. Sunt multe persoane care își imaginează că au o familie fericită, că au un tovarăș de viață potrivit, că au prosperitate, un loc de muncă bun, că sunt împlinite în toate ariile vieții. Dar acestea nu devin realitate. La fel ca orbul din naștere, care își imagina cum ar fi fost să aibă o viață normală. Dar când Domnul Iisus a făcut tină și a pus pe ochi și a poruncit să se spele în scăldătoarea Siloamului, orbul a crezut în cuvântul lui și a fost dispus să facă efortul cerut, acela de a merge singur până la scăldătoare, deși era departe. El nu s-a gândit la dificultăți, ci a avut curajul să facă ce a cerut Iisus și efortul lui i-a adus rezultate, pentru că viața lui a fost transformată total și ochii lui au văzut ce nu văzuseră niciodată. Poate că-ți imaginezi o altfel de viață, totuși nu vezi niciun rezultat. Vino în această duminică să primești apă din scăldătoarea Siloamului pentru a-ți spăla ochii și ochii tăi, care până acum nu mai vedeau nicio ieșire sau vedeau un trup neputincios, certuri în familie, copiii rebeli sau neajunsurile, când vor fi atinși cu această apă, prin credință vor începe să vadă bunăstarea trupească, fericire, înțelegere, prosperitate și realizări. Nu disprețui această oportunitate, pentru că poporul a disprețuit apele din Siloe. Adu o sticlă cu apă în care va fi pusă apă din scăldătoarea Siloamului. Duminică, ziua deschiderii ochilor. La ora 8 sau la ora 10, la Catedrala Credinței din București, în sectorul 2, pe șoseaua Fundeni, numărul 11, vis-a-vis de Penny Market, sau la un locaș al Duhului Sfânt din țară. Haideți să ne rugăm, este momentul să unim credinți în favoarea suferinților. Acum, momentul rugăciunii cu Părintele Lucian. Dumnezeu meu și Tatăl meu ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, în această clipă și împreună cu toți, noi intrăm, Dumnezeu, în prezența Ta sfântă, în favoarea suferinților, în favoarea celor disperați, măhâniți, supărați, chinuiți, această persoană care este acasă și trece printr-o perioadă dificilă, în familie, în căsnicie, în viața fizică, în viața sentimentală, economică, poate o traumă, un complex și din cauza asta, această persoană se gândește la moarte, la sinucidere. Dar acum, Dumnezeu, noi ne rugăm în favoarea lor.
ne rugăm în favoarea suferinților și determinăm, Dumnezeu, această persoană să scape de acest rău, să scape de această neputință, să scape de această suferință. O, Doamne, pleacă urechile tale la rugăciunea noastră în această clipă. Nimeni nu poate desfința cuvântul tău, pentru că cuvântul tău este veșnic, este etern. De aceea, Dumnezeu, noi strigăm în favoarea acestor persoane, să se întâmple această minune, să se întâmple o transformare, să se întâmple o schimbare și cei măhăniți, cei supărați, cei chinuiți să scape de acest rău. O, Dumnezeu, ce asta persoană care a ajuns la pragul suferinței, deja, Dumnezeu, peste puterile ei și ea nu mai are forță pentru a rezolva această problemă, Dumnezeu, de aceea ea acum striga, peleaza la tine, vino cu puterea ta, eu te rog, această persoană care va ajunge duminică aici la catedrală, la locașul Duhului Sfânt și va primi ajutor și va primi rezolvarea problemelor, va fi eliberată, va fi binecuvântată. Răspunde, Doamne, răspunde această rugăciune, răspunde acest strigăt și binecuvântează pe toți cei care cred. În numele Domnului Iisus Hristos, ca această apă să fie sfințită, consacrată și binecuvântată, cine va bea să primească forță, să fie liberat, să fie însănătoșit, noi determinăm aceste lucruri prin credință, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, amin, așa să fie, amin. Dragii mei prieteni, cu multă încredere beți această apă și să fiți toți binecuvântați. Dumnezeul meu, Tatăl meu, ascultă acum rugăciunea mea. Răspunde-mi, Tatăl meu, doar Tu poți să mă înțelegi. Dragii mei, v-ați rugat cu credință, bineînțeles că v-ați rugat cu credință. Atunci luați paharul cu apă, haideți să bem, deja este sfânt. Acum strig la Tine, pentru că ești puternic, Dumnezeul meu, Tatăl meu. Ascult acum rugăciunea mea, răspunde-mi, Tatăl meu, doar Tu poți să mă înțelegi, doar Tu poți. Am ajuns la sfârșitul emisiunii, a fost o mare plăcere să stau cu toți. Nu ratați această mare oportunitate în această duminică, la ora 8, la ora 10 în special și la ora 15. Aici la Catedrala Credinței Social Fundeni, numărul 11, sector 2, București, vis-a-vis de fostul Supermarket XXL și actual Penny Market. Aici la Catedrala Credinței noi vă așteptăm și în toate locașurile Duhului Sfânt. Nu uitați să duceți sticlă cu apă, ca să punem puțină apă din scăldătoarea Siloamului, ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste în viața tuturor celor care cred. A fost o mare plăcere să stau aici cu toți, o mare îmbrățișare vă doresc, să fiți tare, o zi plăcută în continuare, multă sănătate și toate femeile de asemenea sunt invitate să vină duminică și să primească acest omenagiu special în favoarea femeilor. La revedere, pe curând, numai bine!